Sfântul Laurențiu a fost în vremea sa cel dintâi dintre cei 7 arhidiaconi ai Romei. În luna august a anului 258, un document a fost trimis senatului de către împăratul Valerian. Prin acesta se ordona execuția imediată a clericilor creștini de orice rang, episcop, preot și diaconi. Una dintre caracteristicile acestei persecuții din timpul lui Valerian, spre deosebire de cele ale împăraților Deciu și Dioclețian, era lipsa torturării în vederea lepădării de credință. Erau uciși direct, cum s-a putut observa și din omorârea papei Sixtus, 4 zile înaintea lui Laurențiu. În urma deciziei imperiale, papa Sixtus, căruia Laurențiu slujea ca arhidiacon, a fost arestat. Laurențiu l-a vizitat și a primit îndemnul papei să meargă să împartă săracilor toate odoarele bisericii. S-a întors chiar înaintea execuției lui Sixtus și a spus că a împărțit tezaurul săracilor. Gărzile au auzit discuția și l-au arestat pe Laurențiu, obligându-l să le dea tezaurul. Sfântul Laurențiu le-a cerut o perioadă de 3 zile ca să-l poată aduce. În acest timp a adunat mulțimea nevoiașilor care supraviețuiau doar cu sprijinul bisericii și i-a adus la tribunal spunând: iată vasele care conțin tezaurul bisericii. Toți cei care își pun comorile în aceste vase le vor primi înmulțite în împărăția cerurilor. Pentru curajul mărturisirii sale a fost omorât. Trupul său a fost luat de creștini și depus după o vreme într-un cimitir pe Via Tiburtina, care a ajuns ulterior să-i poarte numele. Deasupra criptei în care a fost depus, suprateran, Sfântul Constantin cel Mare a construit o bazilică impresionantă. În cel de-al 6-lea secol, sub construcția constantiniană, chiar la nivelul subteran al criptei, episcopul Romei Pelagius al II-lea a construit și el o biserică. Creștinii din Roma și din întreaga lume au avut o evlavie deosebită la Sfântul Arhidiacon Martir Laurențiu. Biserica sa din Roma era una dintre cele 5 bazilici patriarhale, iar sărbătoarea sa urma ca importanță imediat după sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Sfântul Laurențiu este considerat unul dintre martirii al cărui sânge vărsat a contribuit la victoria cetății Romei împotriva idolatriei, fiind astfel un vrednic urmaș al Sfântului Arhidiacon Ștefan.